seminar mi-am propus mai ales să vă prezint modalități prin care puteți să faceți transferul de la educația in campus, cum o numim noi, adică în locație, la cea online și ce anume puteți să modificați și cum să integrați de la cursuri la resurse educaționale deschise la cursuri online. După cum vedeți, aici este și site-ul pentru Centrului de e-learning, unde găsiți toate resursele, așa cum am tot menționat în toate webinarele și în toate prezentările noastre, iar acest webinar este înregistrat și este din nou disponibil pentru toată lumea. Cum se poate realiza acest lucru? Și pe ce ne bazăm noi? În principal, știu că în această perioadă ne este foarte greu tuturor, dar eu sper cu tărie că din toate lucrurile care sunt stresante, poate să se iște lucruri bune. Una dintre teoriile pe care eu le susțin în fața studenților este că constraints enhance creativity. Constrângerile îmbunătățesc creativitatea și duc întotdeauna la lucruri bune. Nu pot să fie constrângeri masive, doar câteva constrângeri. Acum, pentru noi, constrângerea este de locație. În rest, datorită tehnologiei, putem să ne vedem, să ne întâlnim, să lucrăm împreună. Vă rog să folosiți aceste unelte și aceste gânduri în sens pozitiv și să încercați să folosiți cât mai mult din ele. Care este un plan de educație și care ar fi acțiunile care ar trebui luate în acest caz? În primul rând, trebuie să vă stabiliți care sunt rezultatele educației. Știu că multe dintre aceste informații sunt redundante, le știți, le cunoașteți, dar am vrut să fac un sumar așa foarte concis a ceea ce ar trebui să facem noi toți în această perioadă. Și în primul rând să vă gândiți ce trebuie studenții să învețe, să experimenteze, să dobândească sau să cunoască fie la sfârșitul semestrului sau peste o lună. Presupunem că această situație va dura o lună și doriți să știți exact ce ar trebui să știe studenții la sfârșitul acestei luni. Aceste acțiuni trebuie să fie foarte bine definite și foarte corecte și care pot să fie luate și din silabus sau din zona de competențe, așa cum le-ați definit pentru planurile de învățământ, dar pot să fie și create și adaptate acum. Nu vă gândiți la acțiuni sau la rezultate foarte generale și foarte mari. Gândiți-vă la acțiuni și la rezultate care sunt mici, pot să fie ușor definite și care nu sunt numai generale pe toată disciplina, care pot să fie legate de curs, de laborator, de seminar, de proiect, pentru fiecare dintre ele să vă propuneți. De exemplu, noi avem acum un curs de tehnologie Web 2.0 cu studenții. Am avut și ieri o întâlnire online de o oră și jumătate în care am făcut partea de agregare cu ei. Le-am arătat și le-am prezentat. Ei au primit materialul în avans, peste, cred că, 12 unelte de agregare și tehnologii de tip Web 2.0. Mi-am propus ca la sfârșitul acestei săptămâni să știe și să folosească cel puțin două dintre ele. Acest lucru l-am comunicat studenților, le-am creat o activitate pentru aceasta și ei lucrează pentru aceasta. Le oferiți mai mult și le solicitați să aibă o țintă clară și ce vă propuneți. Acestea trebuie să fie în principal realiste și ele să poată să fie cunoscute și înțelese de către studenți. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă gândiți ce făceați cu studenții în sala de curs, de laborator sau de seminar. Deci, care era experiența studenților în campus? Ce foloseați în timpul normal de sala de curs? Ce curs prezentați? Cum interacționați cu ei? Ce făceați efectiv? Și încercați să definiți acest lucru, să-l scrieți, să-l puneți cumva pe hârtie, sau măcar să reflectați asupra lui și să-l scrieți cumva din nou în cuvinte cât mai importante sau în lucruri cât mai realist formulate, nu la modul general, doar că am ținut o prelegere sau că am ținut un curs sau mă duc cu PowerPoint-ul și le prezint pas cu pas ce au de făcut sau... Spuneți clar, trebuie să învețe, cum am zis eu, astăzi, săptămâna aceasta, studenții mei trebuie să se înșușească uneltele de agregare și tehnologiile Web 2.0 pentru care sunt folosite în agregare. Și acest lucru este foarte simplu de înțeles și atunci mă gândesc, ok, ce voi avea eu nevoie pentru asta? Ce îmi propun să fac? Ce materiale îmi trebuiesc și ce materiale am la ora actuală? Pentru ca să ne fie ceva mai ușor, am să vă rog, dacă sunt comentarii sau întrebări,
să le puneți în timp real. Din păcate, văd că nu merge foarte simplu cu monitor, cu microfonul, ca să putem să putem să și discutăm despre acest lucru, dar dacă sunt întrebări în chat, vă rog frumos să le scrieți legate de acestea. Încercați să vă răspund la întrebările legate de campus și de acțiuni la sfârșitul acestui webinar. Vă rog frumos să încercați să vă gândiți acum la ceea ce eu vă propun, fiindcă sunt aproape convinsă că vă va ajuta în a vă ușura activitatea pe cel puțin pe următoarea lună. După ce v-ați inventariat aceste lucruri, ce vă propuneți să faceți și ce aveți, trebuie să știți exact, în o secundă, ce aveți ca și materiale de curs, de laborator și de proiect. Sunt convinsă că aceste materiale există deja în format digital și că ele pot să fie integrate și foarte ușor, să zicem, utilizate de către studenți în campusul virtual. Ele pot să fie de format PDF, pot să fie pagini web cu imagini, cu video, cu links, așa cum v-am arătat în webinarul de ieri, în care toate materialele să existe în format digital și să fie integrate în campusul virtual, care sunt materiale de dimensiuni foarte mari, adică sunt peste 10 MB, peste 20 de MB, încercați să le spargeți în dimensiuni mai mici, în mai multe materiale, nu puneți un curs întreg, nu puneți un material întreg pentru tot semestrul sau toată luna sau ceva, ci spargeți-l în capitole, în categorii de cunoștințe sau, dacă doriți, chiar pe săptămâni. Deci, în fiecare săptămână să definiți ce materiale de curs, de laborator și de proiect sunt. Decizia este a dumneavoastră și doar a dumneavoastră și în webinarul de ieri v-am arătat câteva modele, voi reveni și astăzi și vă voi mai arăta câteva modele de cum puteți să vă integrați aceste materiale de curs în campusul virtual și să creați aceste pagini sau să încărcați aceste PDF-uri cu diferite elemente. Este foarte important că ele să fie bine structurate, bine organizate, astfel încât studentul să înțeleagă ușor ceea ce există acolo ca și materiale, care dintre ele sunt parte de cunoștințe generale, care sunt activități, care sunt acțiuni pe care el trebuie să le realizeze pentru un seminar, pentru un laborator sau pentru un proiect. Nu le lăsați doar simple PDF-uri, fără niciun fel de descriere și fără un context în care ele sunt introduse sau pe care doriți să le folosiți după aceea pentru a obține rezultatele pe care vi le-ați propus să le obțineți cu studenții. Din nou, fiți cât mai realiști și încercați să vă puneți în pielea studenților, să înțelegeți că pentru ei este un material nou. Nu l-au mai văzut niciodată până atunci, fiindcă acesta este rolul cunoașterii și a învățării și trebuie să puteți să-l prezentați într-un mod cât mai accesibil pentru ei și cât mai ușor de înțeles sau de asimilat de către studenți. Ce vă rog, mulți dintre dumneavoastră aveți aceste materiale deja integrate în campusul virtual, verificați-le. Verificați-le că sunt corecte, că pot să fie vizibile, nu numai doar le încărcați. Verificați-le să vedeți dacă studenții le văd, nu le văd, dacă pot să fie pleiate, dacă au drepturi de a le utiliza, dacă seturile de probleme pe care le-ați creat și le-ați pus acolo există sau nu există în ele și cum puteți să creați diverse alte acțiuni pentru ei. Aceste materiale de curs, noi vă recomandăm puternic și la sfârșitul acestei prezentări am să vă și arăt câteva dintre exemple, să utilizați resurse educaționale deschise online. Încercați să folosiți multitudinea de resurse care există în web, în online, atât furnizate de către marile universități ale lumii, cum sunt cursurile online de tip masiv deschise, cât de diverse asociații, de diverse, să zicem, entități. IEEE are o platformă de online learning foarte bogată, de exemplu, în zona aceasta de electronică și ICT și mai sunt multe altele și pe câteva dintre ele am să vă și le prezint imediat spre final când vom discuta despre resurse. Colaborați de asemenea cu colegii din România și din străinătate. Nu sunteți singuri. Toată lumea în acest moment are probleme, toată lumea europeană și nu numai a trecut în mediul online, inclusiv universitățile americane de astăzi începând sau de
ieri începând au trecut în spațiul online, deci asta înseamnă că automat puteți să vă prezentați și să colaborați cu colegii. Asta înseamnă resurse educaționale deschise, deci prin care puteți să le distribuiți. Ați creat dumneavoastră ceva interesant, discutați cu colegii din România. Poate îl puteți distribui cu ei și la rândul lor fiecare dintre ei să vă dea asemenea materiale. Gândiți-vă că acest lucru poate să fie de la, nu știu, un simplu text pe care l-ați creat, o simplă problemă pe care ați gândit-o sau o activitate nouă și interesantă pe care ați identificat-o că o puteți realiza cu studenții sau filmarea în laborator a unui experiment, a unui test, a unei lucruri, nu știu, în chimie, de exemplu, în mecanică, în automotive, în roboți, în electronică și filmându-le foarte simplu cu telefonul mobil și integrându-le fie pe YouTube, fie în stream-ul de la Microsoft sau oriunde unde există o platformă de video streaming, de postare video online, să le puteți distribui cu colegii voștri. Vă vor aprecia, veți deveni poate și mai buni prieteni și mai buni colegi și la rândul lor le dați idei și poate vă vor transmite și ei ceea ce lucrează ei. Încercați să vedeți o oportunitate din aceasta și să o utilizați cât mai spre folosul dumneavoastră și al tuturor. Alte activități pe care le realizați, le puteți realiza, văd că întrebările sunt foarte multe legate mai ales de campusul virtual și de acces, dar o să răspundem la ele și pe parcurs. Ce alte activități puteți să faceți cu studenții? Lucru cel mai important, nu fiți doar pasivi cu studenții, nu îi lăsați doar fără să gândească. Gândiți-vă că acești tineri, ei nu au avut parte de niciun fel de dificultăți, mulți dintre ei, în această viață. Generația mea sau generația mai vârstnică decât mine am trecut prin revoluție, am trecut prin comunism, am experimentat mult mai multe și mult mai diferite în viața noastră. Generația de astăzi este puternic speriată de ceea ce se întâmplă, de aceste restricții. Nu le înțeleg și nu le sunt familiare. Trebuie să încercați să le dați cât mai multe activități, să încurajați să le facă, să le faceți cât mai interesante, astfel încât viața lor să aibă sens în această perioadă. Să-și dorească să învețe, să-și dorească să facă ceva. De lăsarea și poate chiar depresia poate să fie o activitate care să ne, să zicem așa, să ne ducă la activități destul de dure cu studenții sau, mă rog, studenții să reacționeze destul de dur față de activitatea educațională, se vor simți părăsiți, se vor simți că nimeni nu le poartă de grijă, nimănui nu le pasă de ei, de ce se întâmplă cu ei. Încercați să faceți cât mai multe activități cu ele. Ce tip de activități veți face și ce tip de activități puteți să faceți? Puteți să vă gândiți ce tip de abilități și de obiective cheie v-ați gândit și ce trebuie să facă studentul la sfârșit. Știu că cea mai mare problemă este cu laboratoarele care nu pot fi realizate în online. Dar încercați să gândiți proiecte sau alte activități pe care le puteți da. Să le dați, cum am zis, să filmați un laborator și să încurajați să reflecteze asupra lor, să găsească eroarea, poate, dintr-o problemă, dintr-un laborator pe care l-ați filmat, dintr-un experiment pe care din adins l-ați făcut greșit și dați-le sarcină să găsească eroarea. Sunt generația care s-au jucat, au făcut gaming și se joacă cât mai mult și absolut tot ce înseamnă strategie și dorința de a câștiga ceva, de a face ceva, spiritul de competiție îi încurajează pe student să facă cât mai multe. Încercați să-i îndemnați să reflecteze asupra ceea ce fac, asupra ceea ce învață. Prin postări în bloguri, în wiki, prin realizarea de rapoarte față de activitățile pe care le fac și după aceea să le prezinte în sesiunile online, sincrone, în fața colegilor. Sau să realizeze resurse educaționale libere, să le dați fiecăruia dintre ei, nu știu, cum am spus eu ieri, am prezentat 12 unelte, inclusiv și în alți ani realizam cu studenții, fiecare student primea la alegere, prin unelta de choice, de alegere din campusul virtual, își alegea fiecare un subiect,
și trebuia să realizeze un document simplu cu capturi și cu descriere pe anumite criterii date, care de obicei țineau de uzabilitate și de integrarea lor și de modelele de business pe care le folosesc unele dintre aceste unelte tehnologice, pentru că nu trebuie să încurajăm să-și dezvolte și companiile lor proprii sau să dezvolte uneltele lor proprii. Îi încurajam să scrie un raport care să nu aibă mai mult de 500 de cuvinte și care să poată să fie integrat după aceea ca o resursă educațională și care devenea material educațional pentru generațiile următoare. Deci ei se simt puternic valorizat prin aceste activități și prin aceste lucruri, fiindcă se simt că li se dă importanță. Câțiva dintre studenții care au realizat resurse educaționale deschise în primul semestru sunt tutorialele pe care dumneavoastră le folosiți acum în campusul virtual. Ei s-au simțit foarte mândri și foarte bucuroși când au văzut că ele sunt publice și când le-am comunicat de câtă lume, de câte cadre didactice ale Politehnicii le folosește. Pentru ei a însemnat foarte mult. Ieri am primit foarte multe mesaje de la studenții de la master, fiindcă e vorba de studenții de la master, de la tehnologii multimedia, cu bucuria pe care i-au simțit-o că ceea ce ei au realizat a devenit util pentru universitatea din care fac parte. Încercați să faceți același lucru cu studenții, sunt sigură că va avea succes și că va deveni foarte interesant pentru ei. Celălalt lucru pe care trebuie să-l realizați și să-l faceți este, și este foarte important, este să le oferiți feedback. Deci să le dați un comentariu, să le dați un răspuns la activitățile pe care ei le realizează și să le puteți evalua cumva ceea ce ei fac. Vă gândiți în special ce făceați cu ei în campus. Le puneați întrebări în timpul cursului. Aveau diverse activități, le dădeați teste grilă la laborator, la seminar pe care le notați, transferați aceasta în campus și faceți exact la fel sau cât se poate de asemănător cu ceea ce făceați în campus, folosind uneltele care există în campusul virtual. Scrieți mesaje, cum am zis, pe forum, faceți mesaje individuale, cât se poate de des, la două zile, depinde de cât este de mare cursul, laboratorul, seminarul. Nu este doar sarcina unui singur cadru didactic, foarte rar este un singur cadru didactic care răspunde de o anumită disciplină. Încercați să folosiți cât mai multe aceste resurse și cât mai multe persoane cu care conlucrați în postarea de mesaj. Încurajați pe studenți să comunice între ei. Nu vă limitați doar ca această comunicare să fie într-un singur sens. Trebuie să stabiliți de la bun început cum veți comunica cu ei. Ce tipuri de comunicare doriți să fie preferențiale? Cum ați dori ca ei să comunice cu dumneavoastră? Fiindcă comunicarea trebuie să fie în ambele sensuri. Cu cât îi încurajați, exact cum a fost și acum. Dacă eu nu aș lua nici una dintre întrebările dumneavoastră sau nu v-aș răspunde la doleanțe, sunt sigură că la următorul webinar nu va mai participa nimeni. Deci comunicarea trebuie să fie în ambele sensuri și trebuie să poată să existe continuu și constant. Încercați să vă gândiți că studentul ar trebui să primească măcar la 2-3 zile, cum a spus, un mesaj de la fiecare cadru didactic cu care răspunde într-o anumită disciplină. Și acest lucru să fie valabil inclusiv și pentru studenții din an terminal care, să zicem, de la master, care acum nu au activitate, dar care nu trebuie uitat și nu trebuie lăsat. Trebuie să aibă, să desfășoare în continuare activitățile pentru a-și putea finaliza și lucrările de disertație, și lucrările de diplomă. Mulți dintre ei sunt sesiuni care erau planificate în aprilie de prezentare, de prediplomă, cum sunt ele denumite, sau prezentările speciale de disertație. Încercați să gândiți de pe acum ce mod de comunicare veți stabili cu ei și cum vă organizați la nivel de specializare sau de facultate încât aceste sesiuni să poată să continue și să fie funcționale și pe viitor. Trebuie să aveți, cum am spus, aceste activități bine definite și cât se poate de des finalizate. Da, văd că în continuare sunt foarte multe mesaje de campusul virtual. Vreau să mă uit să văd dacă sunt ceva întrebări legate de această prezentare sau nu, dar văd că nu. Sper că totuși o găsiți cât de cât interesantă și utilă. Comunicarea și modul de lucru trebuie să împarte în două modalități, sincron și asincron.
voi începe cu cel asincron, în care, în special, tutorii sau cadrele didactice pregătesc materialele de curs pentru studenți înainte de accesul lor. Adică, înainte ca studenții să acceseze campusul virtual, ideal este ca ei sau să aibă o activitate pentru o anumită săptămână sau pentru o anumită categorie din curs sau capitol din curs sau din disciplină, ele ar trebui să existe toate materialele de curs în campusul virtual. Deci ele trebuie să fie disponibile acolo. Studenții trebuie să poată să acceseze aceste materiale în momentul în care ele există și să interacționeze cu aceste materiale pe o perioadă mai lungă de timp. Nu le ascundeți. O activitate pe care am sesizat-o în campusul virtual este că planifică cadrele didactice ca materialele să fie disponibile doar o săptămână sau două săptămâni. Nu. Materialele trebuie să fie disponibile pe întreg semestrul, pe toată durata semestrului și educației studentului. Nu le limitați pentru o anumită perioadă, ele trebuie să fie disponibile pentru mai mult timp. Această acțiune care trebuie să o faceți este să integrați activități materiale în campusul virtual. Este o tehnică de lucru care se numește flipped classroom, adică care permite că comunici cu studenții, le spui în această săptămână vom realiza sau vom studia capitolul acesta, această zonă de curs. Le dați cu link-uri directe unde se găsesc materialele în campusul virtual, iar ei în momentul acela vor ști exact ce au de pregătit pentru întâlnire. Beneficiați de aceasta încât la următoarea întâlnire față în față acest lucru îl puteți folosi și după ce vom reveni la întâlnirile în campus sau la activitatea normală, vor avea o parte din cunoștință. Știu că multă lume spune că studenții nu sunt interesați, studenții nu mai vor să învețe, studenții nu sunt. Depinde de noi să-i motivăm pe studenți ca ei să dorească să învețe, să poată să dorească să cunoască, să înțeleagă ce se întâmplă. Încercați să le strâniți interesul și prin acest mod. Dați-le materialele în avans și planificați-vă să discutați mai mult, să pună mai multe întrebări în întâlnirile pe care le-ți avea. Nu să predați efectiv doar în modul în care o fac eu acum și sper să putem să luăm întrebări în curând. Comunicați continuu cu studenții, fiindcă este foarte important acest lucru. Modul sincron, cel care știu că este cel mai interesant în acest moment, adică când tutorii și studenții se întâlnesc și interacționează în timp real, așa cum este în cazul acesta, pe un timp foarte scurt de obicei, noi recomandăm până la o oră sau maxim o oră și jumătate de întâlnire online în care să fie cât mai puține prezentări de acest gen, de exemplu, și cât mai multe întrebări sau cunoștințe. Acest lucru se realizează prin videoconferință sau printr-un chat. Deci poate să fie și un chat sub formă de text, de genul consultări care sunt stabilite la o anumită oră la care puteți să le răspundeți, cum vă răspundem noi acum în direct la întrebările pe care dumneavoastră ni le puneți în zona de chat. Și puteți să folosiți mai multe unelte. Zoom.as, care este unealta pe care noi o folosim acum, Microsoft Teams, cum am spus, este unealta pe care platforma de Microsoft la care conturile de profesor și de student al Universității Politehnică din Timișoara are acces, dar care are anumite limitări și Zoom are din nou la fel câteva limitări. Cisco WebEx, pentru acesta vom face din nou un tutorial de cum puteți să-l folosiți. Ei au mărit și ei posibilitatea de utilizare în această perioadă sau Skype. Din nou, cu limitările că trebuie să cunoașteți ID-urile fiecărui student ca să puteți să îi adăugați în timp real. Indiferent cum faceți aceste întâlniri sincrone, sfatul nostru este să salvați înregistrarea, să o înregistrați, deci să nu o faceți fără înregistrare și să o faceți disponibilă, așa cum realizăm noi cu aceste webinare. Integrați acest video într-o pagină în campusul virtual. Nu puneți doar undeva în YouTube, fără context, fără ce anume se prezintă, ce anume conține, eventual chiar informații de durata ei, acelei prezentări sau acelui lucru. Deci acest lucru trebuie realizat și aceste materiale devin după aceea din nou materiale pentru utilizarea asincronă. Deci materialele sincrone, dacă sunt înregistrate și făcute disponibile, devin materiale asincrone și se îmbunătățește capacitatea a tot ceea ce dumneavoastră puteți să folosiți. Unelte și metode online prin care puteți să realizați acest lucru.
campusul virtual, open-ul pe team, să trec și am să vă arăt, dar mai team să iau câteva întrebări acum. Resurse de la diverse asociații sau organizații profesionale, cursurile online și resursele educaționale deschise.